Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Satisfactory. Astăzi va trebui să ne punem pe treabă și să ne continuăm aventura. Pentru început va trebui să vedem pe aici ce mai putem face. Trebuie să ne uităm pe undeva prin zonă și să craftăm niște wire. Voi avea nevoie de suficient wire. Cam așa, 20 de bucăți cred că vor fi suficiente. Excelent! Și se pare că ne-am upgradat locul ăsta. L-am upgradat considerabil. You have unlocked scanner feature limestone. New buildings and recipes, which can be found in the build menu and craft bench respectively. 8th objective. Complete hub upgrade 4. Note: use power poles to expand the power network for optimal results. Bun. Pentru început, cred că va trebui să plec de aici. Și să căutăm limestone, care aparent este chiar aici lângă noi. Momentan trebuie să ne punem pe treabă și să adunăm puțin limestone. Sau poate chiar să montăm ceva de genul. Totuși cred că am făcut o treabă destul de bună. Cam așa. Lucrurile par să meargă destul de bine. Și să ne întoarcem la hub. Cu siguranță mai putem face chestii pe aici. Ne uităm rapid ce vom mai avea noi nevoie. Hub upgrade 4. Ok, nu sună teribil de rău. Dar pentru început vom mai avea nevoie de ceva resurse. Deci să ne mișcăm până aici. Și să ne uităm ce am mai putea crafta. Ceva îmi spune că nu vom putea crafta cine știe ce. Deci va trebui să așteptăm puțin încât să mai adunăm ceva resurse. Și după vom putea să ne concentrăm pe chestiile cu adevărat importante. Totuși cred că pot alimenta totul cu energie electrică. Asta ar fi o idee destul de bună. Production. Smelter. Cred că aș putea să construiesc ceva de genul. Bun. Trebuie să mă uit exact ce voi avea nevoie. Cred că un smelter poate fi construit relativ rapid. Și s-ar putea să fie destul de util. Totuși am impresia că nu am suficiente resurse, deci va trebui să mă mai învârt pe aici puțin prin zonă. Și să vedem dacă mai putem aduce ceva resurse. Ia să mergem până aici. Bun. Avem o mulțime de resurse. Ceea ce sună absolut fantastic. Resursele astea trebuie să procesate și treaba asta s-ar putea să dureze puțin. Totuși, cred că vom putea face o treabă super ok. Aici cred că pot pune câteva lucruri încât să-mi creez combustibil. Da, cu siguranță îmi voi putea crea combustibil aici. Dar voi mai avea nevoie de ceva resurse. Să ne uităm pe aici. Cupru. Procesăm tot ce avem aici. Avem extrem de mult cupru. Vom avea nevoie de copper wire. Foarte bine. Nu am suficient spațiu în inventar. Ei bine, trebuie să recunosc că asta este o problemă. Deci, probabil va trebui să mai procesăm de aici resurse. Chiar va trebui să procesez o mulțime de resurse.
Nu de alta, dar trebuie să eliberăm aici puțin spațiu în inventar încât să mă pot concentra și pe alte lucruri. Momentan trebuie să fac toată treaba asta manual. Cu timpul voi putea automatiza toate procesele. Dar așa este la început. Trebuie să te chinui uneori puțin mai mult decât ar fi nevoie. 2 secunde. Mai am destul de multe resurse de procesat. Și trebuie să recunosc că treaba asta o să fie puțin obositoare. Dar sunt destul de sigur că vom putea face niște chestii absolut fantastice. Chiar vom putea face niște chestii absolut fantastice. Terminăm aici cu resursele astea. Foarte bine. Lingouri de fier. Iron plate. Și evident, nu am spațiu în inventar. Ok. Putem depozita aici ceva resurse. Ceea ce ar fi o idee destul de bună. Trebuie să procesăm de aici niște lingouri de fier. Pentru că voi avea nevoie de extrem de mult fier încât să procesez pe aici toate nebunile astea. Și ar fi o idee bună să mă pregătesc. Bun. Cam așa. Aici mai avem nevoie de ceva. Bun. Nu sună groaznic. Mai procesăm puțin fier. După cum tot spun, avem nevoie de extrem de multe resurse. Mai ales dacă vrem să automatizăm toate procesele. Totuși, cred că pot face o treabă destul de bună. Deci, dacă ne chinuim pe aici puțin, vom putea face o mulțime de nebunii. Foarte, foarte rapid. Continuăm pe aici. Și cred că în momentul ăsta avem cam tot ce ne interesează. Sper. Bun, ieșim de aici. Și trebuie să văd exact ce am putea construi. Un smelter cred că ar fi util. Dar mai avem nevoie de câteva resurse. Trebuie să mai procesăm niște lingouri. Cred că asta este o idee suficient de bună. Iar acum să montăm pe aici un smelter. Și smelterul ăsta nu știu exact unde o să-l pun. Chiar nu știu exact unde o să-l pun. Cred că o să-l pun pe aici pe undeva. Nu am un cablu. Trebuie să ne uităm aici și să producem un cablu. Probabil vom avea nevoie de mai mult cablu. Nu știu exact de câți metri voi avea nevoie. Totuși procesăm resursele. Iar acum probabil am suficient cablu încât să leg cele două chestii. Cam așa. Bun. Și vom procesa cupru. Două secunde. Îi dăm drumul. Deși nu, trebuie să iau lingourile astea de aici. Ar fi o idee. Și să pun resurse. Materie primă, gen. Asta este cupru? Nu. Nu este cupru. Cupru, unde am eu cupru? Ok, oprim procesul. Și schimbăm materialele. Ceva de genul.
după trecem până aici. Și punem mai multe materiale. Bun, pe aici nu cred că putem pune altceva. Ceea ce este ușor neplăcut. Totuși, să ne uităm aici. Putem crea altceva? Nu, nu putem. Nicio problemă, ne mișcăm pe aici, mai adunăm resurse și după cred că ne putem vedea de treaba noastră. Cam așa, ne întoarcem aici. Și cu siguranță trebuie să ne punem pe treabă mai departe. Două secunde. Depozităm aici foarte, foarte multe chestii. Ceva de genul. Mai avem nevoie de limestone. Și după cred că vom putea să ne continuăm toată aventura. Luăm de aici tot ce putem. Și trebuie să ne întoarcem la treaba noastră. Sunt ceva resurse care pot fi făcute foarte, foarte ușor. Concrete. Zece bucăți. Ceva de genul. Pe aici. Cam așa, ne întoarcem și mai procesăm ceva resurse. Plate-uri. Cu siguranță plate-urile astea vor fi extrem de utile. Dar, din păcate, va trebui să le procesez manual. Cel puțin o vreme. Măcar parte din proces va fi automat. Ceea ce este onorabil. Bun, ne continuăm aventura. Și încă nu am terminat tot procesul ăsta. Va mai dura ceva. Dar cu timpul cred că voi face o treabă destul de bună. Și toată nebunia asta va fi automată. Cred că ăsta este scopul meu. Momentan ne chinuim pe aici cu ce avem. Procesez și eu pe aici puține lingouri. Știu, este un proces puțin mai lent. Dar cu siguranță este bine să facem treaba asta cât mai rapid. Nu de alta, dar cu siguranță vreau să termin și eu toată nebunia asta. Cam așa. Upgrade-ul 4 va fi gata foarte, foarte curând. Așa, iar acum avem nevoie de cable. Cable va fi procesat foarte, foarte rapid. Am deja mare parte din cable. Bun. Iar acum putem să ne terminăm treaba aici. Hub upgrade 4. Congratulations. You have unlocked building, conveyor belts and poles. Inventory, additional slots. Ninth objective. Complete hub upgrade 5. Note: portable miners cannot be connected to conveyor belts. Advice: when planning the construction of buildings, note the placement of conveyor belts. Bun. Treaba asta o să fie destul de interesantă. Totuși să ne uităm pe aici. Logistics. Production. Și din păcate nu cred că putem procesa tot ce mă interesează pe mine. Conveyor pole și conveyor belt. Ok.
Deci, pentru început, să mergem până aici și să vedem dacă putem upgrada ceva de aici. Și, din păcate, nu cred că putem construi nimic din locul ăsta. Treaba asta nu-mi place. Ce ne va da upgrade-ul ăsta? Bun, m-am prins exact ce ne va da. Vom avea nevoie de upgrade-ul ăsta foarte, foarte curând. Ceva de genul. Mai avem nevoie de ciment și mai avem nevoie de încă câteva lucruri. Și după vom putea termina cu toată nebunia asta. Cel puțin pentru o perioadă. Ok. Ciment. Foarte rapid vom avea nevoie de ciment. Și dacă ne uităm la production, avem nevoie de un constructor. Treaba asta nu va fi deloc dificilă. Și pentru nebunia aia, parcă mai avem nevoie de ceva cable. Cam așa. Ok, nu avem suficiente plate-uri. Le vom produce chiar acum. Mai procesăm de aici ceva resurse. Cam așa. Iar acum putem conecta cele două clădiri. Tot nu am suficiente plate-uri, nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred că mai am încă de lucru. Ok, nicio problemă. Acum vom avea suficiente plate-uri. Și vom putea conecta cele două clădiri. Foarte bine, iar de aici vom produce iron plate. Ceea ce sună absolut fantastic, dar avem nevoie de curent electric. Clădirea asta nu cred că poate fi conectată momentan. Sau poate cred că am putea să o conectăm. Dar nu avem suficiente resurse. Evident. Două secunde, trebuie să mai procesăm pe aici câteva lucruri. O să dureze puțin, dar vom putea face o treabă destul de bună. Sau cel puțin asta sper eu. Cable. Foarte, foarte rapid. Vom avea nevoie de cable. Bun. Ok, momentan punem treaba asta aici. Putem deconecta treaba asta. Ce v-am spune că nu vom putea deconecta? Ce este o problemă? Ah, ok, am înțeles. Am procedat eu greșit. Acum lucrurile vor merge bine. Îi vom da drumul. Și acum totul va fi procesat. Iar treaba asta cu siguranță este destul de șmecheră. După cum vedeți, produsele mele vor fi procesate. Iar noi acum ne putem concentra pe alte lucruri. Spre exemplu, avem nevoie de cupru. Și o să avem nevoie de 50 de cabluri. Deci trebuie să procesăm tot cuprul ăsta
și după să producem cabluri. Treaba asta nu va fi așa o problemă mare. Deci, cred că vom putea face toată nebunia asta destul de rapid. Ok, lucrurile merg destul de bine pentru mine. M-am prins exact cum merg toate nebuniile astea. Ceea ce este absolut fantastic. Am început și noi să progresăm. Și cred că va dura puțin până când voi termina eu toate chestiile astea. Predăm de aici parte din resurse. Ok, mai avem nevoie de concrete. Foarte bine. Îl predăm chiar acum. Iar de aici, cred că putem să ne concentrăm pe diverse alte lucruri. Avem nevoie de iron rods. Și iron rods trebuie procesate altfel. Ok. Production. Iron rods. Ok. Dăm drumul la proces. Iar acum lucrurile cred că vor merge destul de bine. Da, cu siguranță vor merge destul de bine. Eu trebuie doar să alimentez toată nebunia asta. Și treaba asta nu este deloc dificilă. Trebuie doar să stau pe aici și să mă asigur că nebunia asta va avea resurse. Curând voi putea să scap și de treaba asta, pentru că voi putea monta un miner care va scoate minereul, îl va duce aici și de aici va fi procesat mai departe. Totuși, momentan va trebui să fac eu toată treaba asta manual. Să alimentez nebunia asta și să-mi iau de aici resursele. Nu este chiar atât de rău. Putea să fie puțin mai rău. Totuși, momentan trebuie să procesăm și noi nebuniile astea. Nu este o idee rea. Mai ales că pot grăbi puțin procesul. Deci, probabil asta vom face chiar acum. Vom grăbi puțin procesul. Și ne vom termina treaba destul de rapid. Sau cel puțin asta sper eu. Chiar sunt mulțumit de toată nebunia asta. Lucrurile încep să prindă o oarecare formă. Dar probabil va mai dura ceva până când vom termina pe aici cu toate nebunile. Cu siguranță va mai dura ceva. Totuși, cred că vom putea face o treabă destul de bună în general. Iron rod. Producem rapid chestiile astea. Excelent. Ne întoarcem până aici. Adunăm nebunile astea și cred că avem suficient în momentul ăsta. Venim aici. Le predăm. Și am făcut un nou upgrade. Excelent. Congratulations. You have unlocked building miner mark 1. Building storage container. Hub feature additional biomass burner. 10th objective. Complete hub upgrade 6. Note: there are no notes. Superb. Păi ce pot să spun? Am făcut o treabă destul de bună. Și cred că noi o să ne oprim aici cu acest episod. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare cu un nou episod.